Cristi, felicitări! Mulțumim! În sfârșit a venit victoria, așa cum ziceai și tu mai devreme. Am jucat bine și în celelalte meciuri, dar parcă asta ne lipsea, victoria. Păi doar asta ne-a lipsit, pentru că, după părerea mea, am jucat bine în toate cele patru jocuri, dar ne-a lipsit victoria. N-am reușit să ne calificăm mai departe cu Pionic și am pierdut Supercupa. Cred că doar victoria ne-a lipsit. Emoții mari pe final, ai reușit să scoți acel penalti, parcă aveam o traumă, să zic așa, cu ultimele minute de joc. Păi și eu mă gândeam la același lucru, că am luat gol tot pe final și mi-a venit în minte același lucru, gol cu Pionic 89 și 119, cu în Supercupă 85 și am zis că e incredibil, chiar suntem ghinioniști. Crezi că asta era, adică victoria era ceea ce aveam noi nevoie pentru a ne reveni puțin, pentru a lua o gură de aer? Eu sper din suflet acum să se mai liniștească puțin apele după ratarea calificării. Mai avem 3 zile să pregătim jocul din Europa. Miercuri jucăm sau joi? Joi. 4 zile. A 5-a zi e jocul, deci avem timp să ne revenim, să luăm o opțiune clară de calificare de aici, de acasă. Mulțumim și felicitări pentru penalti. Mulțumesc.